O adevărată revoluție în sistemul contabil al firmelor din România va avea loc de la 1 august și fiecare agent economic ce are o casă de marcat a aflat de la specialiștii în domeniu ce îl așteaptă. Seminarul a avut loc la Petroșani, iar agenții economici au aflat care sunt termenele, condițiile, repercursiunile și avantajele noilor sisteme ce revoluționează efectiv sistemul economic românesc. Casele de marcat din România mai pot să funcționeze în varianta vechilor echipamente până la 1 august. După 1 august, adică peste câteva săptămâni, toată țara trebuie să fie dotată cu noile case de marcat. Din punctul nostru de vedere al patronatului caselor de marcat din România este o adevărată revoluție, cel puțin din trei dimensiuni. Prima este aceea că, în primul rând, Ministerul Român de Finanțe pregătește o adevărată revoluție în ceea ce privește monitorizarea sistemului de lucru cu datele fiscale în România. A doua parte sau al doilea plafon al acestui eveniment revoluționar este acela că aceste echipamente, noile case de marcat, includ ele însăși niște tehnologii revoluționare și pentru mediul de afaceri, pentru agenții economici din județul Hunedoara, trebuie să știe foarte clar că îi așteaptă și pe dânsi și o nouă revoluție în ceea ce privește procedurile de lucru cu casele de marcat și mai ales ceea ce înseamnă în viitor comunicarea cu un server ANAF al fiecărei case de marcat. Măsura ar trebui să ducă la scăderea evaziunii fiscale, iar în acest moment, spun specialiștii, 75% din agenții economici își declară activitatea fiscală. Dar în țări ca Bulgaria, revoluția a fost simțită în adevăratul sens al cuvântului, veniturile la bugetul statului crescând cu 30%. Trebuie însă precizat că deocamdată se vorbește de case de marcat, iar softul care să le accepte nu este gata. Totuși, cei care vând și montează aceste case de marcat spun că agenții economici ar trebui să iasă în câștig. Nu vor fi foarte mari schimbări, având în vedere că se păstrează cam aceeași valoare a contractelor, nu cred că vor fi schimbări majore. Numărul de case de marcat, adaosurile comerciale practic rămân mici, pe concurență este concurență și atunci cred că marele avantaj va fi al celor care achiziționează, în primul rând datorită faptului că casele de marcat, case de marcat cu jurnal electronic, nu mai au două role. Asta înseamnă că cheltuielile cu funcționarea unei case de marcat se reduc la jumătate. La întâlnirea cu mediul de afaceri din Valea Jiului au venit și cei de la Camera de Comerț a județului Hunedoara, care spun că sunt gata să ofere sprijin agenților economici în această revoluție fiscală. Este, în primul rând, una din preocupările noastre permanente de reprezentarea intereselor mediului de afaceri și poate că pare la prima vedere la Petroșani, dar să știți că noi avem multe acțiuni pe care le derulăm la Petroșani și în județ în interesul mediului de afaceri. Solicitarea unui agent economic care este și membru al Camerei de Comerț de a sprijini o întâlnire cu toți contribuabilii care sunt afectați de aceste modificări legislative este pentru noi un motiv suficient ca să ne implicăm în organizare. Specialiștii estimează că vânzarea caselor de marcat pentru a le înlocui pe cele vechi va avea loc până la sfârșitul acestui an, dar funcționarea lor cu serverele ANAF va mai dura ani buni.